Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună, Cori, cu tine vorbesc? Da! Bună, Cori! Cum va mai plânge și nu mai fi tristă și nu te mai gândi numai la rău? Nu mai asculta ce este în jurul tău și ce vezi tu din afară? Ai să vezi ce este afară când vei ieși! Mi se rupe sufletul când te văd plângând neîncetat. Fii puternică, Cori. Nu ești singură. Încerc. Te rog frumos. Te rog frumos. Ai mulți oameni care te iubesc. Știu și îmi doresc din tot sufletul să nu mă mai voteze. Să... Nu știu... Aș încerca să fac o cerere în seara asta să de ieșire, așa cum și Laura a reușit să intre. Da, știu, știu. Încearcă, nu știu ce să-ți spun în privința asta, că nu sunt eu staff, nu decid eu. Dar dacă ar fi după mine, ar putea să facă și asta. Totuși, nu face ceva necucetat. Da. Te rog din suflet, deci fii calmă și... Gândește-te de 10 ori înainte de a face un lucru. Știu, este foarte greu, foarte dureros pentru tine, dar așa, tu ești puternică. Te-aș ruga frumos să le transmiți lui Rei și Tina că da, suntem alături de ei în orice decizie. Da, și mi-a transmis Raimond și Tina, mi-au spus să vă spun că în săptămâna aceasta care va urma vor fi multe, v-au rugat să fiți alături de ei. Așa, da. Și să înțelegeți că da, e normal, normal ceea ce da, s-a întâmplat. Da, iubita mea, noi am primit, am vorbit aseară cu Marti și cu Lala pe grup, am primit mesajul lor, știm decizia lor, îi susținem în absolut tot ce vor face, indiferent de situație, noi suntem alături de ei. Raimania, nu îi lasă sub nicio formă. Suntem alături și de tine, dar un pic mai multă putere. Gândește-te tu la tine astăzi. Da. Aș vrea să îți mai spun, să le transmiți, că în referitor la Alin, Rai știe cel mai bine ce are de făcut. Nu are okay, nevoie de sfaturile noastre. Da, o să le transmit. Vreau să-i transmit lui Mariana că este dulce. Da. Și că îmi plac. Sunteți haioși și când vă certați, și când vă distrați, și când glumește Grig. Rămâneți așa cum sunteți. Da, vă mulțumim mult.